După ce în primele două săptămâni ale acestei luni Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou i-a binecuvântat prin Sfintele sale Moaște pe Credincioșii din Prahova, în zilele de 30 și 31 martie, pelerinajul va continua în județul Ilfov, în prima zi Racla cu Sfintele Moaște ale Ocrotitorului Bucureștilor va fi dusă în 11 parohii și 3 mănăstiri din protopopiatul Ilfov Nord. Delegația care va însoți sâmbătă 30 martie racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va fi condusă de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sfintele moaște vor fi aduse de la Catedrala Patriarhală la Parohia Afumați 2 în jurul orei 7.45. Începând cu ora 9, pelerinajul va continua la Catedrala din Voluntari și Parohia Pipera. Preoții și credincioșii din protopopiatul Ilfov Nord, cu multă bucurie au întâmpinat această veste că Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, sfântul la care în fiecare an vin pe 26 octombrie să se închine la catedrala de pe Colina Bucuriei, va veni în procesiune în protopopiatul nostru. Pelerinajul va începe de la parohia Afumați 2 o parohie frumoasă, cu preoți slujitori care se implică foarte mult în activitățile misionar pastorale. Se evidențiază prin organizarea multor cercuri pastorale în prezența preoților din centrul pastoral afumați. Acolo este centrul cercului pastoral. De aici, Sfintele Moaște vor merge la Catedrala din Orașul Voluntari. Catedrala din Orașul Voluntari este în lucru, încă nu s-a finalizat șantierul de pictură, dar va fi o biserică reprezentativă pentru protopopiat prin dimensiunile și arhitectura ei, dar și pentru că aici, în orașul voluntari, credincioșii sunt obișnuiți cu. Pelerinajele, foarte des, se organizează un pelerinaj cu brâul Maicii Domnului, la care sunt invitați credincioși din București și din protopopiatul Ilfov Nord, și sunt aduse sfinte moaște și de la alți ființi aproape anual. De la voluntari, vom poposi pentru 10 minute în fața Bisericii Parohiei Pipera, după care ne vom îndrepta către parohia Mogoșoaia I, unde timp de 10 minute se va săvârși o rugăciune în prezența celor doi preoți și a credincioșilor din această parohie. Biserica Mogoșoaia I este o biserică, monument istoric, titorită în timpul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, chiar de el titorită. Și menționez că în 2014 la această biserică, moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu au fost aduse în prezența unui mare număr de ierarhi și unui sobor mare de preoți și o mulțime de credincioși din protopopiatul Ilfov Nord au venit să se închine la moaștere Sfântului Constantin Brâncoveanu. De aici ne vom deplasa la parohia Mogoșoia II, unde preot este un om harnic deosebit care ctitorește de la temelie o biserică nouă și într-un timp foarte scurt a reușit să adune comunitatea în jurul Dumnealui și împreună să desfășoare o mulțime de activități catehetice în special cu foarte mulți copii, dar și activități sociale. Din Mogoșoaia ne vom îndrepta către localitatea Buftea, unde suntem așteptați de un număr mare de credincioși la biserica cu hramul Sfânta Muceniță Varvara din centrul localității. Aici vor fi prezenți preoții de la toate parohiile din cercul pastoral Buftea, însoțiți de credincioși. Procesiunea va trece prin localitatea Corbeanca, satul Tamaș, unde părintele parohmania Cosmin se remarcă printr-o activitate frumoasă. De la Corbeanca ne vom îndrepta către Mănăstirea Țigănești, unde soborul maicilor, împreună cu Maica Stareță, Stavrofoara Popa Eufimia, așteaptă binecuvântarea Sfântului Cuvios Dimitri Cernou. De la Mănăstirea Țigănești, ne vom îndrepta către Vatra Monahala Mănăstirii Căldărușani, unde de curând s-au încheiat lucrări de reabilitare a celor două biserici. Bisericile Mănăstirii Căldărușani au îmbrăcat haina ce de lumină a picturii nou restaurate și Sfântul Dimitrie cel Nou este întâmpinat de Sfântul Mitropolit Grigorie Dascălul, ale cărui moaște sunt în Mănăstirea Căldărușani. Pe lângă mănăstirile Țigănești și Căldărușani, racla cu sfintele moaște va fi dusă și la mănăstirea Sitaru, ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae. De asemenea, de binecuvântarea Sfântului Dimitrie cel Nou se vor bucura și credincioșii din parohiile Preoțești, Balotești și Căciulați. Mărturisesc că nu este din informațiile pe care le avem pentru prima dată în Ilfov Nord Sfântul Dimitrie cel Nou. În satul Pașcani din localitatea Moara Vlăsiei se află o troiță din lemn care dă mărturie despre prezența Sfântului Dimitri cel Nou în urmă cu 78 de ani pe aceste meleaguri. Bătrânii spun că a fost adus într-o procesiune pentru că era secetă și de îndată ce s-au făcut rugăciunile pentru ploaie în jurul moaștelor Sfântului, Dimitrie cel Nou, așa o ploaie puternică a venit încât carul care transporta Sfintele Moaște a rămas împodmorit în noroi. Deci este o bucurie să-l avem în mijlocul nostru pe Sfântul și o luăm ca pe o invitație la momentul aniversar a împlinirii a 250 de ani de la aducerea Sfintelor Moaște la București. Ultima oprire va fi la Biserica Parohiei Otopeni, unde preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul va oficia taina Sfântului Maslu, începând cu ora 17. În data de 31 martie, pelerinajul va continua în protopopiatul Ilfov Sud.